vă felicit, dragi copii, pentru că aveți lucrări superbe, extraordinare. Și chiar vorbeam cu profesorii voștri că și cei mari ar putea să mai ia câteva așa exemple de la voi. Vă felicit pe voi și vă felicit pe domnii profesori, domnii Lucian și prima Bogu Craiu. Și în același timp îi felicit pe părinții voștri care vă susțin și vă îndrumă spre artă, spre frumos și pe voi că aveți acest talent deosebit. Pentru prezentarea de astăzi, domnul scriitor Emil Nicolae, cred că o să vă vorbească foarte frumos despre voi. Nu? Despre lucrări? Despre lucrări, ei sunt deja frumoși. Așa. Dar și lucrările fac parte din copilăria lor. Și, într-adevăr, chiar strict artistic, estetic, dacă ne privim, la un nivel apreciabil. Dar eu vreau să vă întreb întâi un lucru, mai de rățin eu cuvântări din astea, nu-i caz. Voi, în ce clase sunteți? Lucră? A treia, a doua, a treia, a cincea e cineva? La liceu? Voi. La liceu faceți desen? Da. Ce înseamnă o oră de desen? Câte de săptămâni și ce faceți? Eu am o oră de desen în fiecare săptămână. Se numește artă vizuală, ne uităm la tablouri, ne spunem părerea, ce credem că a venit artistul, cam asta facem noi, rar desenăm. De lucrat, nu? Rar. De ce bună întrebarea asta? Pentru că e o discuție veche, nu care este el, despre lipsa educației vizuale în societatea românească. Un lucru care s-a agravat astăzi, când toată lumea e orientată spre o meserie bănoasă, nu de ascunde. Și atunci, sigur, obiecte principale cu preparator matematică, chimie, română, alea de examen. Desen, puțin. Interesează ce o să fie artist și ce o să facă dacă o să fie artist, cum trăiesc artist. Și atunci, din acest interes pe educație general, nu numai pe vizual, dar care intră și educația vizuală, în mentalul colectiv a dispărut povestea. Și cu atât mai mult ce face școala profesorilor Crina și Lucian Bogu Craiu, e un lucru important, mai sunt și alte școli, deci e și important e că părinții nu sunt aici, dar au optat să-și trimită copiii la o asemenea școală, au înțeles, au intuit exact ce vă spun eu, absența acestui palier de educație vizuală de societate, adică trece lângă o galerie să știi ce e acolo. E o galerie de artă, nu e alimentară, nu e un magazin de pantofi. Și nu numai. Dar sigur, uite, că așa mici de tâns, e un spectacol la teatru acum, Planeta Oglindă, în fine. Sigur că problemele din text depășesc vârsta lor. Dar vizualul, care se uită numai pe teatru, cu proiecțiile alea, light graficul și cu toate și culorile și toate culorile, ce au învățat, ce au văzut ei aici, îi ajută să perceapă ceva din spectacol. Când mai mare o să înțeleagă poate și textul și mesajul vorbit. Dar ăla vizual îl pot înțelege oricând. Deci lucrurile astea se învață dincolo de computer și de interesul strict, n-ați banul, dăm banul, așa câștig, mă duc la treabă, mă întorc acasă și mă duc la grătare. Adică eu un timp am acordat că, până la urmă, eu am o teorie mai mult, nu prea mea, fratele meu porcul, cum spunea Noica, adică trupul, de care ne îngrijim, să-l hrănim, să-l împuibăm mai degrabă, să-l plimbăm, să-l antrenăm și așa mai departe, are un rol. Să poarte mintea, capul, că în rest degeaba ești
atlet și ai bani și asta în final, ori artisticul, înțelegerea vieții, educația de tot felul de lucruri visuală, aici se întâmplă. Și un program, o reformă, învățământul despre care tot vorbim și nu mai se termină, trebuie să aibă în vedere și lucrul ăsta. E foarte bine că au apărut aceste școli private care suplinesc, iată, lucruri care scapă învățământului oficial de stat și unde chiar cred că se întâmplă, se petrec lucruri mai bine decât s-ar petrece în învățământul ăla, unde profesorul 50 de minute s-a terminat și am plecat, dar vedem săptămâna viitoare. Așa e? Deci aici altceva, trăiește asta. Deci receptarea artistică e foarte importantă, nu ține doar așa de contact cu învățător și întrecere. Ține de o empatie care trebuie să se nască. Dacă ești pregătit la receptarea asta, empatie, o pline de treabă. Și asta începe și vezi să întâmplă și cu altul și este tot mai important. Venind în coace, sigur că făcusem eu un scenariu, să iau cel mai mic de aici, să mă duc la perete și să vă întreb ce este al teamar și nu. Deja îmi dau seama că e depășit faza asta, ei știu tot. N-are rost. N-are rost. Tocmai ca să ajung acolo, la ce, cât sunt ei pregătiți acum, indiferent ce meserie vor face. Vor fi artiști sau nu vor fi artiști, dar nu vor fi afon la restul vieții, pentru că viața are și muzică, și pictură, și literatură, și balet, și teatru. Și nu e neapărat chestia asta. Și toate alea. Muncești ca să poți să te duci acolo, de fapt. Și nu mai e. Deci esteticul se poate reflecta și în ceea ce fac. Poți să ajungi un medic chirurg, mai faci operațiile alea cum se făceau înainte. Au o altă viziune. A, și cum lucrezi, cum exact. Tai. Exact. Un inginer sau chiar un mecanic. Altfel, acum aici putem noi face o discuție, sunt foarte interesat de esteticul în momentul ăsta. Esteticul în momentul ăsta e de pășit. Nu mai e ce am învățat noi când facem frumos, ce nu știu ce esteticul e și cu design, corect, și în industrie și peste tot. De înăuntru esteticul a rămas problema artistică. Putem de la fărtă mai degrabă la artistii, deci la estetic care s-a confat. E foarte amintit. Dar tot ce face cineva de când se îndragă de acasă sau de când își pune masă și până lucrează într-un domeniu sau altul, ține, are undeva loc și are necesar de informații, cum spune, ziceam, de estetică și de un simț artist. Ăla e plus, dar e bine dacă ăla are, poate bine și ăla. Dar e sigur că apare prin ce faceți voi la școală, educați, descoperiți și stimulați. Că vor fi artiști, că nu vor fi artiști, nu contează. E parte din pregătirea pentru viață. Că o să-și asume cineva rolul de artist, riscul de a fi artist, asta o să vedeți. Puncte de context și de ce se întâmplă. Destinul. Așa că eu vă răspund să fiți perseverenți, vă zic succes și domnilor profesori. Mulțumim! Și felicit mă vreau că a avut inițiativa să deschidă. Inițiativa a venit în partea domnilor profesori. Da, da, eu am acceptat. Exact, am acceptat cu mare, mare drag și noi la Roman mai colaborări și expozit cu copiilor din Roman, pentru că o școală efectiv de altfel, așa cum este cea de la Piatra, nu avem la nivelul acesta, sperăm să avem un viitor. Este în format. Exact. Noi îl susținem. Exact. Sper să colaborăm. Trebuie. Este nevoie de o asemenea colaborare. Iată o mândrie și pentru noastră, de la început. Că adică e al doilea an, nu? Al doilea an? Nu. De când? Al treilea. Al patrulea? Ok. Așa. Bine, a fost întrerupere, dar sunt convinsă că... Bine venim. Trebuie. Exact. Și vom face împreună... Eu mi-aș dori în fiecare oraș să fie câte o școală, dar atunci... Cel puțin, măcar. Atunci altfel am...
aveau viziune asupra... Exact, asta la viitorul copilor. Și devin co-societarii noștri. Corect. Oamenii de lângă noi. Exact. Și nu ar mai fi afonii. Diverse chestii, mă întâlnesc cu lumea barbare, ce ei cresc și vor fi lângă noi alte lume. Exact. Vor avea componenta asta mentală. Ceea ce spunea și domnul scriitor, domnul profesor, important este că vă educați pentru viață. Nu contează ce o să deveniți, medici, avocați și așa mai departe. Poate nu toți, da? O să vă îndreptați spre alte și nu o să fiți pictori, celebri și așa mai departe. Dar această pasiune, această îndrumare de acum, să știți că este foarte importantă pentru dezvoltarea voastră ca oameni. Și e minunat. Important este că să vă placă, în primul rând. Vă place? Da! Dar mai fort așa, parcă... Da! Așa! Da, copiii știu că în muzeu nu vorbim tare și nu este momentul lor și nu-i problemă. Important este că vă place. Dacă vă place, e minunat. Contează enorm să faceți ceea ce vă place în viață. Și spuneam, dacă o să fiți medici, avocați, să știți că o să vă întoarceți un pic așa, să mai pictați ceva, să mai colorați ceva. O să vă colorați viața pur și simplu cu acest talent al vostru. Vă felicit încă o dată și țin să domnilor profesori să ofer o diplomă de excelență pentru întreaga activitate. Și pentru faptul că au deschis aici la muzeu o expoziție cu lucrările voastre, o să primiți și voi la sfârșitul expoziției diplome pentru această expoziție. Și înțeles că vă doresc succes în continuare. Mulțumim! Cui dau? Celor doi profesori! Multe felicitări! Că ne-ați lăsat să arătăm ce copii minunați avem și cât de talentați sunt, cât de frumoși, cât de bine educați. Operele lor merită să stea într-un muzeu, eu am afirmat asta tot timpul. Și este o încurajare pentru noi să putem expune într-un muzeu, pentru că fără promovare, fără încurajări, fără stimul, copiii nu vor putea atinge un maxim al lor. Trebuie să poată expune în muzeu, trebuie să fie promovați, ar fi trebuit să avem aici și mai mari orașelor care să sprijine cultura, care să sprijine aici artiști. Sunt convinsă că sunt vizitați în alte treburi, dar la fiecare expoziție ar trebui, mai ales când sunt implicați cei mici, pentru că trebuie să încurajați și pentru ei este o confirmare a valorilor. Este nevoie de așa ceva, de expoziții de genul acesta, pentru că trebuie să iau în contact cu cei mari, cu cei mici. Exact. Și dacă cei mici nu iau acest contact și nu interacționează cu același nivel, să zicem, la un moment dat, nu percep nivelul la care ei trebuie să ajungă și pot să ajungă sau sunt deja. Și oricâte lucruri am face noi în atelier, una este să facem în atelier și alta este să mergem, să vizităm un muzeu, o expoziție, o galerie, să învățăm ceva nou. Și poate vom avea și astfel de reguli încât să putem face cât mai multe excursii, să vizităm cât mai mult, acces mai facil la instituțiile de cultură. La fel, nu e vorba numai de pictură, ci și de teatru, muzică. Exact. Trebuie să lăsați copiii pe marile scene să poată să-și atingă. Și trebuie promovați pe liniște. Exact. Noi vă mulțumim din suflet, îl aș plăcea să zică ceva. Da. Eu aș vrea să fac o prezentare la fiecare, din punct de vedere... Ok? Sigur. În primul rând vreau să vă prezint acest colț, acești pereți, sunt lucrările copiilor de la grupa de excelență, a celor mari. Am avut ca model natura statică. Se cunoaște faptul că elevul are în spate câțiva ani de pictură bun. Sunt interpretări după natura statică, fiecare viziunea, eu le las libertatea, chiar dacă un model las libertatea să
aleagă fiecare maniera, tehnica de lucru. Trecem mai departe la anul 5. Da? Anul 5? Anul 5. Anul 5 avem suprarealismul ca tehnică de lucru. Avem și câteva lucrări aici, de exemplu, de pop-art. Lucrări foarte interesante. Cel mai mult mi-a plăcut răbdarea lor. Deci, cu câtă migală au reușit să surprindă fiecare element, fiecare detaliu. Așa cum se face și prea realism. Avem interpretare după Victor Bruckner, o lucrare frumoasă, deosebită, a domnișoarei Maria Ferrara Maice de față. Domnul student, la mulți ani! La mulți ani! Este și ziua lui, care am stat cu gura pe el pentru că nu mai termina lucrarea. Cât de vigălos este, o lucrare deosebită. Ioana, Georgiana, îmi place foarte mult schizul ei. Are câteva lucrări pe aceeași linie. Merge un pic între suprarealism, are o combinație de suprarealism cu constructivism. Le-am lăsat și la alegere. Constructivism, mai avem acolo cu cubism. Câteva lucrări. Sunt lucrări deosebite și vreau să vă felicit pentru... Nu am venit de motiv, că aici. Instalațiile am vrut să le las la urmă. Dar dacă tot suntem la instalație, am să vă rog un pic să... să lăsăm colțul de acolo și avem aici pe domnișoara studentă să ne povestească pentru că... Pe scurt. E bine ce... Scurt, lucrarea mea reprezintă un omagiu tuturor femeilor puternice și reprezintă toate lucrurile prin care a trebuit să treacă femeia pe parcursul istoriilor pentru a avea drepturi și tale. Pentru a câștiga societate și tot ce a reprezentat și încă reprezintă pentru societate. Da, sunt elemente din bucătărie, felicitări. Pentru că până acum aveam viziunea că femeia trebuie să stea la cratiță. Asta este, practic, în două cuvinte, lucrarea colegei voastre. Iarăși o lucrare deosebită. Un radio din ziar. Practic, e vorba despre presă. Fragmentele din CD, din acest CD aplicat pe radio reprezintă știrile, informațiile care pleacă pe fragmente, pe bucăți, pentru că orice știre care o luăm cap coadă este valabilă. Noi trebuie să le filtrăm și să luăm elementele cele mai importante, nu? Da? Ok. O lucrare iarăși interesantă și mi-a plăcut foarte mult. Este vorba despre cizma călătorului. Muncitorul român plecat în diferite țări să muncească. Da? Timbrele reprezintă unde a trecut muncitorul român ca să-și clădească viitor. Vom trece mai departe. Anul 2 și excelență.
Avem la anul 2, să începem cu anul 2, avem manierismul, acele forme alungite. Manierismul a venit ca un, ca și majoritatea curentelor artistice, vin ca o revoltă. O revoltă asupra ceea ce s-a întâmplat înainte, a celorlalte curente. Manierismul intervine pentru că s-a săturat lumea de clasic, de totul perfect și atunci manierismul a exagerat un pic. Bineînțeles că fiecare curente sunt blamate la vremea respectivă. Avem la excelență imagini, frânturi din diferite zone ale orașelor din România. Frânturi în sensul că monumente, elemente de artă, de arhitectură, care le s-au părut mai interesante și le-au ansamblat. Avem și imagini ale orașului Piatra Neamț, lucrări care au reprezentat România la Centrul Cultural Român din Tel Aviv, unde au fost apreciate. Și aici, în partea aceasta, avem și manierism. Două lucrări foarte frumoase și interesante. Iar aici, un mozaic, o lucrare comună, cred că 7 sau 8 elevi au lucrat, din cioburi de sticlă, reprezentând Curtea Domnească de la Piatra Neamț. O lucrare care s-a întins pe o durată de vreo 2 ani, parcă nu? 2 ani? Cam așa, cam 2 ani de zile. Și două instalații, bineînțeles. Și două instalații, avem o instalație a domnișoarei Imbrei, să ne prezinți, Melisa. Două cuvinte. O idee extraordinară. Da. Instalația mea se numește Copacul Iluziilor și cu această lucrare am vrut să demonstrez influența internetului asupra copiilor și cum nu lasă să zburde, să își trăiască viața la cote maxime. Și am vrut să reprezint într-un mod cât mai colorat iluziile și tentațiile și care prind copiii în mreje, da, și nu îi lasă să zboare. Să zboare, corect. Deschide aripile să zboare. Aici avem o lucrare. Artistul este Victor Paica și atunci Victor a făcut ciocanul lui Thor. Thor. El fiind Victor. Și a reprezentat numele prin lucrare. Prin lucrare, exact. Vic de la Victorie și Thor de la Thor. Mergem spre. Mergem în sala următoare. O interpretare după pian. Pianul vine în viziunea colegii voastre mai mari. La arta modernă, avem iarăși la arta modernă două lucrări deosebite. Mateia, foarte frumos. Colaj. Aici în spate avem romantismul, anul 3. Care presupun transmiterea unei emoții. Bineînțeles că, din punct de vedere tehnic, e vorba despre interpretare în viziunea lor a romantismului, a ceea ce a fost prezentat la curs. Și nu în ultimul rând, anul întâi, la arta bizantină, am realizat icoana pe frescă, fresca, unde am învățat această tehnică minunată, pictura din biserici, cum le prezint la cei mici, pictura pe frescă și aplicarea foiței de aur. Sunt niște lucrări extraordinare din punctul meu de vedere. Iată că și arta bizantină a intrat în viziunea celor mici. Iar puțin mai în camera următoare, am ajuns la începuturi.
cele mici, în grupa 3, 5 ani, 5, 7 și 7, 9, de club. Deci înainte de a intra la școala de artă, copiii trec întâi prin club, unde învață elementele principale, să aplice culoarea, să facă desenul și cum mai intrăm în istoria artei, începând cu anul întâi. Ceea ce vedeți aici o să vi se pară un peisaj, adică o să vi se pară, se vede că este un peisaj anormal. Nu este un peisaj anormal. Țin să vă contrazic. Este peisajul ca motiv, dar în viziunea copiilor. În ce sens? În sensul că cum văd copiii peisajul nostru în viitor? Dacă o să vi se pară că totul este bine și frumos, iată viziunea copiilor noștri. Cum văd copacii, cum văd râurile, cum văd natura. Dacă o să vedeți trei copaci, asta înseamnă că e a treia noi. Noi poate nu vrem să vedem, dar ei văd, să știți. Dacă vedeți un peisaj sumbru, să știți că acesta este viitorul. Din păcate, pentru că noi, adulții, nu știm să îl protejăm. Și ceea ce mă doare e că, la urma urmei, voi veți crește. Și natura trebuie să fie frumoasă pentru voi. Iar noi, adulții, vom lăsa în urmă un peisaj ca acesta, care l-ați făcut voi. Din păcate. Da? Da, acestea sunt frumoase peisaje. Știu că sunt frumoase, sunt frumos colorate. Pentru că mulți dintre copiii nu au vrut să, chiar să facă peisajele sumbre. Asta este o viziune în viitor. Deci nu viziune în viitorul apropiat, în viitorul mai îndepărtat. Mult mai îndepărtat. Când voi veți fi foarte mari, sau copiii voștri vor fi mari. Dar să sperăm că și voi când veți fi mari și veți avea copii, îi veți învăța lucruri frumoase, lucruri bune, lucruri să fie cât mai colorate, da? Ca totul să fie frumos în lumea asta. Încă o dată mulțumim din suflet pentru vizionare. Mulțumim! Dacă vreți să vizite, cine vrea să viziteze expoziția, va fi pe Simeze până pe 18 iulie. Vă așteptăm cu drag. Să veniți cu părinții, cu prietenii, vă pozați lângă tablouri. Noi până atunci mergem să degustăm ceva pentru că merităm că am muncit, nu? Un pic de pizza. Un pic de pizza, poftiți. Ușor, mulțumim la domnul scriitor. Domnule scriitor Emil Nadler, pentru care a făcut o sinteză la ceea ce vă spun eu de ani de zile.